Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați de rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pe YouTube. Ne puteți urmări și acolo dacă nu sunteți în fața micilor ecrane. Astăzi continuăm periplul prin tot ceea ce înseamnă politică, tot ceea ce înseamnă candidați pentru diferite funcții în județul Hunedoara. Este o perioadă destul de agitată, deși în mod normal ar fi trebuit să fie una foarte liniștită, pentru că suntem în săptămâna mare, mai sunt câteva zile, vine Paștile, dar aceasta este situația, anul acesta este atipic din foarte multe puncte de vedere. Discutăm astăzi despre proiectele pe care cei de la AUR le au pentru primăria Deva, pentru municipiul Deva, capitala de județ, pentru că de-a lungul timpului ne-au expus candidații Alianței pentru Unirea Românilor de aici, din județul Hunedoara, care sunt problemele pe care le-au identificat și nu neapărat ei, ci în urma discuțiilor pe care le-au avut cu devenii, cu oamenii care trăiesc zi de zi și se confruntă cu foarte multe probleme din foarte multe puncte de vedere. Așadar, astăzi alături de mine este domnul Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și telespectatorilor noștri! O săptămână în care, așa cum spuneam, ar fi trebuit să fim mult mai liniștiți, ar fi trebuit să stăm așa în liniște, în familie, să ne regăsim cumva din foarte multe puncte de vedere. Nu se prea poate în acest an, cel puțin lucrurile sunt atipice. Au avut grijă alții, Partidul Comasat a avut grijă să comaseze lucrurile și să nu ne ofere liniștea cea mult dorită în preajma sărbătorilor pascale. O comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale, lucru cu care AUR nu a fost de acord încă de la bun început. Știu că ați expus și aici la nivelul județului Hunedoara, dar și la nivel central această opinie, că nu sunteți de acord cu această comasare și nu neapărat că v-ar fi teamă de ceea ce absolut o să se întâmple în ziua alegerilor, ci spuneați că pentru cetățenii nu este chiar optimă această comasare. Ați rămas la aceeași idee? Absolut, pentru că nu s-a făcut altceva decât o bulversare a cetățenilor. Ceea ce inițial s-a dorit de către Partidul Comasat, în speță de către PSD și de PNL, de a ne prinde cumva nepregătiți pe noi cei de la AUR, s-a dovedit a fi nefondat, pentru că noi aveam structurile pregătite pentru alegerile locale. Însă, întreaga atenție, după cum se poate vedea în ultima perioadă, întreaga atenție a fost deviată de la alegerile europarlamentare, care sunt fundamentale pentru reprezentarea noastră ca și țară în forurile europene, a fost deviată pe tema alegerilor locale, în speță a administrațiilor locale, a consiliilor județene, lucru care practic tematicile cele două nu se întrepătrund, pentru că nu au o corespondență. Dacă la alegerile europarlamentare discutăm despre reprezentarea țării noastre și implicit apărarea drepturilor cetățenilor români în forurile europene, pe teme de administrație publică locală discutăm în concret la nivelul UAT-urilor, la nivelul județelor, și cetățenii au rămas bulversați. Bineînțeles că e mai aproape cămașa, discutăm aici de alegerile locale, decât, eu știu, haina care o punem pe coier și gândindu-ne la ce trimitem noi în Europa. Iar experiența anilor trecuți ne spune cumva dovedit că interesul românilor pentru alegerile europarlamentare nu au fost mari niciodată. A fost așa, cumva în umbră aceste alegeri, au ieșit oamenii la vot și nu prea, dar acum probabil că lucrurile se vor schimba. Interesul s-a maximizat pentru că românii și-au dat seama că în toți acești ani nu am fost reprezentați cum trebuie în forurile europene. Când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că toți, sau mă rog, aproape majoritatea, cu mici excepții, Cristian Terheș, noi cei de la AUR deschidem lista la europarlamentare, au fost voci care să reprezinte românii cu adevărat în Europa.
am asistat la europarlamentari trimiși acolo sub formă de decor sau care au abordat poziția Ghiocelului prin prisma politicii făcută de, sau mai bine zis impusă de partidele din care făceau parte, partide supuse obedient unei politici în care cetățenii români sunt percepuți ca și cetățeni de mâna a doua. Adică nu Europa este o Europa unită, o Europa în care inclusiv noi cei de la urne dorim să fim, însă dorim să fim reprezentați de oameni dedicați idealului național, de oameni dedicați interesului național al poporului român și oameni care își doresc să redea demnitatea românilor. Credeți că avem această putere sau mai avem această putere de a schimba cumva mentalitatea altor țări vis-a-vis de România? Nu trebuie să ne uităm mai departe decât trebuie să luăm exemplul Poloniei, care prin desele mesaje, pentru că și polonezii prin politici conservatoare au reușit să reducă inflația, să ducă o politică foarte bună. Deci avem exemple chiar dacă, că se poate. Da, bineînțeles. Nu inventăm noi roata acum. Roata a fost inventată. Noi trebuie să luăm exemplele de bune practici, din țările care au reușit să-și prioritizeze, ca să spun așa, interesul național în forurile europene. Și acolo, dacă se vede gen, dacă oamenii de acolo și președinții Comisiei Europene te văd că tu ești, nu ești consecvent în ceea ce îți dorești și, bineînțeles, ca la orice, se negociază, se discută, tu accepți cu ușurință. Doar că trebuie să avem oamenii potriviți pentru absolut, a putea să negocieze absolut. Anumite aspecte legate de țară. Accepți tot ce ți se impune, bineînțeles că nu ți se va oferi mare lucru. Ori lucrurile astea trebuie să înceteze, trebuie să trimitem acolo oameni cu expertiză, cu experiență, care au dovedit pe parcursul vieților, pe parcursul carierelor, că pot face performanță și pot să aducă un plus valoare României. Acum, translatând lucrurile în administrația publică locală, exact același lucru trebuie să se întâmple și în administrația publică locală. Este momentul resetării naționale, cum am mai spus în enumărate emisiuni la care am fost invitat, atât la dumneavoastră cât și la alte televiziuni, este momentul resetării naționale. Suntem... Ce ar însemna această resetare, de fapt? De ce avem nevoie și pe plan local, și pe plan județean, național, până la urmă, pentru că toate merg așa într-un circuit, să spunem? Este acest an de resetare națională, este anul în care românii trebuie să dea un vot de blam partidelor care au condus România ultimilor 35 de ani. România, din păcate, s-a îndreptat pe o cale greșită. România, din punct de vedere administrativ, a fost administrată prost sau tendențios. În România, administrația nu a făcut altceva decât să servească grupurile de interese. Au ajutat la spolierea banilor, amufării la acești bani publici care sunt din bugetul nostru al tuturor, implicit din bugetul oamenilor, pentru că s-au pierdut fonduri nerambursabile, fonduri europene, doar pentru faptul că nu s-a voit implementarea prin acele fonduri, pentru că unii au fost destul de comozi, da, bineînțeles, când a venit vorba și de scrierea unor astfel de proiecte. Astfel de proiecte sunt verificate și trebuie să faci justificare pentru fiecare leu. Ori dacă în comisiile din cadrul primăriilor, și aici m-aș veni la primăria municipiului reședințe de județ, în speță la noi, la Deva aici, există un melanj politic, pentru că nu există o opoziție între PSD, PNL, nu, există un melanj politic în care cele două formațiuni care au condus România în ultimii 35 de ani, chiar și la nivelul municipiului reședințe de județ, au avut înțelegeri pe ascuns, nu au avut o opoziție sau opoziția trebuie înțeleasă de maniera următoare, nu trebuie să deranjeze pe nimeni. Faptul că cineva vine cu o idee înseamnă că prin punerea tuturor ideilor
pe masă, se poate realiza un lucru bun pentru comunitate, pentru că interesul comunității trebuie să primeze. Noi cei de la AUR, prin consilierii pe care avem doi la număr în cadrul Consiliului Local, bineînțeles că nu am putut să facem mare lucru pentru că... Ba chiar au fost luați așa peste picior. Au fost persiflați și au fost luați în derâdere. Cu anumite propuneri sau cu anumite corecturi asupra unor proiecte. Chiar am venit cu niște proiecte vitale, aș putea spune, pentru municipalitate, pentru cetățenii Devei și e bine ca cetățenii Devei să afle acest lucru. Am venit cu proiecte vitale în contextul în care Deva în pragul iernii era pusă în imposibilitatea de a asigura termoficarea prin închiderea mintiei, era pusă în imposibilitatea de a asigura termoficarea cetățenilor Deve. Care a durat ceva timp. Cu toate astea, proiectul propus de AUR prin implementarea unor două centrale, unor două CAF-uri și totodată cu contactarea specialiștilor finlandezi. Deci ați mers mai departe de a spune doar o idee. Nu doar o idee, pentru că se vehiculează foarte mult următoarea sintagmă. Haideți, domnule, că povești, suntem sătui, nu sunt povești, chiar am trecut în concret. Ori cei din cadrul primăriei Deva, atât cei din PSD, cât și cei din PNL, nu au făcut altceva decât să ne ia în derâdere, oferind în speță, nu oferind, că nu dai, ci pur și simplu bugetând un astfel de proiect cu o sumă derizorie la un proiect de presă fezabilitate de 4.000 de lei. Este jenant, era din capul locului, se știa că acel proiect va fi mort din fașă, nu va avea o rezolvare. Și asta doar pentru că a venit din partea AUR? Doar pentru că a venit din partea AUR, da. De asta noi trebuie să trecem peste aceste orgolii și aceste linii de partid impuse. De asta făceam referire la faptul că nu a existat o opoziție reală din partea PSD-ului, ori de câte ori cineva din Consiliul Local a venit cu un proiect, cu o idee bună pentru municipalitate. Vedeți dumneavoastră, toată lumea povestește e perioada în care, nu doar că suntem în perioada de Paște, în care se zice să fim și de Crăciun, zice să fim mai buni, și de Paște să fim mai smeriți și așa ar fi firesc să și fie, însă toată lumea zice, dom'le, dar ce facem cu lucrurile astea? Uite că nu facem nimica, pentru că nu există o opoziție reală, nu există, mergem pe linii impuse de partid, nimeni nu spune de nevoile primare ale omului, ale cetățeanului Devei. Adică să ne referim la un aer curat, să ne referim la o apă nepoluată, să ne referim la servicii medicale de calitate, să ne referim la masa care o servesc copiii în școli. Vedeți dumneavoastră, nu se face chestia asta cu, dom'le, dar nu e apanajul administrației locale, nu e apanajul primarului și în speța aparatului primarului. Exact, administrației nu, datoria ta ca și administrație este să creezi sau să faci lobby pentru implementarea acestor lucruri. Și discutând despre un mediu curat pe care cu toții îl clamăm, că ne-l dorim, iată că nu se face nimic. Din păcate, Deva este unul dintre cele mai poluate orașe, pentru că avem haldele de steril care stau la ieșirea din oraș și care acea ecologizare a acelor halde de steril s-a făcut cum s-a făcut, la fel cum s-a făcut și închiderile de mină și altele și altele, le cunoaștem cu toții, la fel și acea ecologizare s-a făcut deficitar, defectos, ba mai mult de atâta, odată cu închiderea mintiei, prin introducerea acestor centrale, pentru că, bineînțeles, municipalitatea n-a vrut să accepte acel proiect și care ar fi redus foarte mult, dragi cetățeni, ar fi redus foarte mult costurile pe care dumneavoastră le resimțiți acum plătind niște facturi exorbitante la gaz, atât la nivelul individului, pentru că ar trebui să ne ducem cu ideea până la nivelul individului, cât și la instituții, pentru că făcându-se o lucrare repede înainte, fiind în timpul iernii, trebuia să oferi ceva. Proiectul pe care noi cei de la AUR l-am supus atenției municipalității se referea inclusiv la ecologizare prin arderea deșeurilor. Acele CAF-uri puteau funcționa în primă fază pe arderea deșeurilor și în speță municipalitatea scăpa
de gestionare a acelor deșeuri. O ardere controlată, bineînțeles, nu ceea ce vedem acum, sau gropi neconforme, pline de deșeuri, și deși facem parte din acest ADI deșeuri, e un alt paradox și o altă nebunie, și poate într-o emisiune următoare o să abordăm și acest subiect. Cu siguranță. Însă acele centrale ar fi putut funcționa atât pe gaz, cât și pe alți combustibili. Deci exista o continuitate. Însă degreva administrația de niște cheltuieli privind gestionarea deșeurilor și, în speță, putea să ofere locuitorilor municipiului Deva un mediu mai sănătos. Ori trebuie să nu scăpăm din vedere faptul că suntem semnatarii unor acorduri europene, cele legate de amprenta de carbon, acorduri care își vor pune la modul serios amprenta pe calitatea vieții pe care noi o vom duce după 2030 încolo. Ori proiectele pe care noi cei de la AUR le propunem proiecte cu implementare atât pe termen scurt, care vizează îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, cât și pe termen mediu și implicit pe termen lung, pentru că trebuie să privim în perspectivă lucrurile, trebuie să vedem cum vom armoniza toate lucrurile în conformitate cu legislația și normele impuse de către Europa, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, ne dorim să fim integrați într-o Europa unită, noi suntem europeni și implicit ne dorim ca cetățeanul să nu aibă de suferit. Mă gândesc că la baza a ceea ce ați spus puțin mai devreme referitor la calitatea aerului, există sau aveți poate și unele măsurători făcute, aveți la baza anumite dovezi, da, bineînțeles, care există statistici la nivel, susțină ceea ce da, bineînțeles, spuneți. Există statistici făcute de instituțiile abilitate, doar că nu se ține cont de ele, pentru că inclusiv există statistica Ministerului Sănătății care spune cât s-au înmulțit de mult afecțiunile de ordin respirator, tot datorită acestei poluări excesive, cancerul, care până acum ceva ani era o boală, dar mă rog, nu era afectat un segment atât de larg al populației. Ori iată că acum asistăm la un adevărat flagel în ceea ce înseamnă, ce reprezintă această boală numită cancer, începând de la vârste fragede. Dacă pot spune despre un adult că, mă rog, eu știu, datorită... Poate a muncit exact într-un mediu, într-un mediu toxic, într-un... Eu știu, asta așa a fost natura serviciului. Nu poți să spui despre un copil care are doar câțiva ani și iată-l diagnosticat cu cancer. O tragedie, aș putea spune, pentru acea familie, pentru că acea familie și bruma de resurse materiale care o are nu va ști ce să facă ca să investească, să redea sănătatea copilului respectiv. De aceea spun că este prioritar și trebuie să prioritizăm aceste lucruri, și anume să mergem către nevoile primare. Discutam de aer, haideți să discutăm și de apă. Orice chimist vă poate spune, sau la o căutare simplă pe Google, o să vedeți că implicit clorul în apă este toxic pentru corp. Într-o oarecare cantitate. Bineînțeles, cantitățile sunt controlabile, însă el depozitat, chiar și în cantitățile controlate, cum sunt prin... Pentru că, bineînțeles, nu se poate fără a se face o purificare a apei, ca să zic așa, nu se poate consuma apa respectivă. Apa e implicit consumată în forma care este, pentru că, haideți să nu fim ipocriți, nu toată lumea are bănișori să pună copilului în ghiozdan sticluța cu apă cumpărată. Trebuie să ne referim și la acea clasă și la acel segment al populației. Și acea apă de la robinet, bineînțeles. Și trebuie să ne noi trebuie să ne referim și la acel segment al populației care abia se descurcă de la un salariu la altul, banii sunt insuficienți pentru că în primă instanță cheltuielile se duc pe
plata utilităților și apoi rămân ca și bani pentru coșul zilnic, pentru celelalte nevoi, rămân pe plan secundar. Ori, pentru că discutam de administrație, este foarte simplu tu ca și primărie să bugetezi implementarea unor sisteme de purificare a apei în toate școlile, un astfel de sistem, am făcut un studiu, un astfel de sistem care prin electroliză poate purifica apa, duce undeva la un 5.000 de euro pe palier de școală, ori costurile la o școală te duce undeva la 20.000 de euro. Iată cum o chestie simplă, dar care poate să aducă o îmbunătățire pepiniere, aș putea spune, pe care noi trebuie să o avem, pentru că trebuie să gândim lucrurile prin prisma tineretului. În momentul de față, ei sunt viitorul, ei sunt viitorul. Asistăm la o hemoragie. Da, asistăm la o hemoragie de tineri. Ori dacă noi nu vom crea niște baze solide pentru că acești tineri să rămână aici la noi, avem o mare problemă pe viitor. Și acum este o problemă, însă pe viitor problema exact, deja se va o avem. Agrava. Da, avem o populație îmbătrânită și trebuie să recunoaștem că asta datorită unor politici demografice, atât la nivel național, cât și mă refer strict, acum referindu-mă strict la ceea ce înseamnă administrație locală, nu s-au implementat niște măsuri care ar fi fost la îndemână, fără costuri mari, dar asta arată o lipsă de viziune a celor care au administrat chiar și în trecut și administrează actualmente destinele cetățenilor de vei sau a altora care își doresc să vină să administreze destinele de vei, clamând așa, știți, mentorul meu în viață este Ion Iliescu. Eu când aud astfel de sintagme mă cutremur, pentru că știm acum cu toții foarte bine să categoric, mentor, însă cum poți să vii în fața devenilor să spui că îți dorești progres în DEVA când mentorul tău este Ion Iliescu, da? Da, bine, m-aș duce la un proverb de-al nostru neaș românesc care spune ce naște din pisică șoareci mâncă, pe care de consecință dacă crești în PSD, în PSD rămâi ancorat fără viziune și linia ți-a fost trasată din start. Poate unii se vor întreba acum după ce ați spus acest lucru, că unii dintre contracandidații dumneavoastră au declarat acest lucru, cine este mentorul dumneavoastră, domnule Ionașcu? Aveți un mentor în nu neapărat doar în politică, poate așa o persoană, o mentorul meu. Orice, exact. Mentorul meu și n-aș putea spune că este mentorul meu, ci este cel care mă ghidează și anume Dumnezeu. Și m-ar duce la prima poruncă care spune, pe lângă faptul că să nu ai alți Dumnezei, zice să-ți iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Ori în momentul în care îți iubești aproapele tău ca pe tine însuți, faci tot ceea ce ține de tine, pentru că așa cum ții la tine, așa vei face și pentru aproapele tău. Ori pentru mine, aproapele meu înseamnă fiecare cetățean al acestui municipiu, fiecare om al acestui municipiu care are nevoie să fie iubit așa cum te iubești tu pe tine însuți. Un răspuns foarte frumos și sunt convinsă că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt probabil în asentimentul dumneavoastră. Cât de importantă este legătura aceasta până la urmă între reprezentantul administrației locale, că vorbim de DEVA, vorbim de primar, consilier local, președinte de Consiliul Județean și așa mai departe, între el și cetățean. Dincolo de proiecte, de tot ceea ce înseamnă până la urmă partea aceasta financiară și de dezvoltare. Pe cetățean nu-l preocupă în mod deosebit finanțarea. Deși cetățenii DEVA ar fi foarte bine să fie informați și să știe totodată că municipiul DEVA, ca și primărie, are un buget mai mare decât cel al Consiliului Județean. Deci bani ar fi. Doar că sunt prost administrați. Am văzut cum s-au dus 4 milioane de euro pe apa Sâmbetei la acea telecabină,
nemai punând la socoteală faptul că 3 ani de zile nu au produs. Aș face doar o comparație simplă. Vechea telecabină a fost pusă în funcție în 7 luni de zile, iar practic... Cu o infrastructură pusă la punct de la... infrastructură de la zero, exact. Plecat de la zero, fără a se refolosi nimic, și a fost dat în funcțiune și a funcționat, har Domnului, cu reviziile aferente, bineînțeles, făcute de structuri specializate și firmă specializată, nu de o firmă peste noapte care a trecut de la lifturi la transport pe cablu. Noi sperăm totuși să se remedieze această problemă pentru oameni, pentru turiști, pentru că siguranța lor este extrem de importantă. Dacă... și avem cumva convingerea că într-un târziu se va remedia și această problemă, pentru că trebuie. Absolut. Eu sunt trist și aici vorbesc atât din punct de vedere al cetățeanului Devei, cât și din punctul de vedere al candidatului pentru primăria municipiului Deva, sunt trist pentru această palmă aruncată orașului nostru, dată orașului nostru, această împroșcare cu noroi, pentru că pot să spun că este o împroșcare cu noroi, dat fiind faptul că nu s-au urmărit și nu s-au făcut lucrările de calitate. Dacă veți da o căutare pe Google în momentul ăsta, primele știri legate de această telecabină vor fi știri negative. Ori acesta este un lucru care a adus un prejudiciu deosebit de grav imaginii municipalității. Însă m-aș duce mai departe pe filmul raționamentului meu și v-aș spune atât. Ne-a ferit bunul Dumnezeu, că tot făceam anterior, făceam o referire la cel care mă ghidează pe mine, ne-a ferit bunul Dumnezeu de o tragedie, domnule primar, domnule viceprimar PSD și domnule administrator public, ne-a ferit Dumnezeu de o tragedie, pentru că dacă s-ar fi produs o tragedie, nimeni nu s-ar mai fi urcat în acea telecabină și acest proiect ar fi compromis în totalitate. Cu desăvârșire. Acesta este un exemplu pe care ni l-ați oferit. Revenind la întrebarea mea, importanța relaționării între primar și cetățeni, cât de importantă este? Nu odată la 4 ani, nu mă refer aici doar în perioada de campanie. Este foarte important. Zi de zi. Este foarte important să fii în permanență în mijlocul cetățenilor. Eu, chiar și înainte de a fi, de a intra în politică și va fi angrenat în această bătălie electorală, ca să spun așa, eu am fost în permanență în mijlocul cetățenilor. Fie în cartiere m-am preocupat în a prelua aceste probleme de la ei și am mers în enumărate rânduri și am pledat pentru cetățenii, pentru cetățenii Deve din anumite cartiere, în ședințele de Consiliu Local. Și chiar dacă nu s-au, uneori unele lucruri au fost remediate, altele au fost persiflate și s-au făcut pamflete, însă eu am avut conștiința și sufletul împăcat că am făcut ceea ce a ținut de mine pentru a reprezenta acei cetățeni care fie nu cunosc hățișurile administrative, fie sunt temători. Și aici m-aș întoarce un pic în spate și a spune așa, este prețul pe care îl plătim pentru 35 de ani de administrare PSD-PNL, în contextul în care oamenilor le-a fost încălcată demnitatea, onoarea, și în felul acesta oamenii și-au pierdut stima de sine și și-au pierdut curajul de a spune lucrurilor pe nume. Ăsta este prețul care l-au plătit oamenii pentru faptul că au girat, sub o formă sau alta, pentru că și absenteismul de la vot duce la rămânerea și în speță hotărârea decisivă pe care o va lua acel electorat captiv care este prins fie în administrație, fie în social și nu au ce să facă. Se fac presiuni, știm cu toții cum funcționează lucrurile, oamenii lucrează în instituții, în momentul de față se face triere, cine cu cine votează, se fac tot felul de sondaje, de
nu e un lucru care nu e. Multe aspecte se învârt în jurul acestor evenimente. V-ați lansat cu totul, cum se spune, în această luptă electorală. Duminică, în ziua de flori, v-ați depus candidatura, da, și dumneavoastră pentru primăria Deva și colegul dumneavoastră, Marius Mane, pentru Consiliul Județean Hunedoara, împreună cu echipele de consilieri locali, respectiv județeni pe care le-ați propus. A fost o zi emoționantă pentru dumneavoastră? Absolut. O zi plină de încărcătură și emoții, atât din punct de vedere religios, pentru că... Să înțeleg că nu ați ales întâmplător această zi pentru a vă depune candidaturile? Unul dintre pilonii de bază ai doctrinei noastre politico-ideologice este și cel legat de credință, alături de familie, națiune și libertate. Ne dorim în anul resetării naționale ca și AUR să intre la fel cum a intrat, să intre în viața românilor la fel cum a intrat Mântuitorul Iisus Hristos în Ierusalim. A fost o zi deosebit de emoționantă, un angajament totodată, un angajament atât față de cetățenii municipiului Deva, cât și față de cetățenii județului Hunedoara, cât și în fața lui Dumnezeu. În felul acesta am dorit să arătăm cetățenilor că acea legătură pe care noi o spunem, nu doar că o clamăm, ci există între divinitate și noi, vrem să o punem în fața oamenilor. Nu întâmplător așa s-a hotărât de către cei de la BEC, însă știți că este o sintagmă. În ceasul al 13-lea noi am depus candidaturile. Nu întâmplător clopotele în momentul în care noi am ieșit de la depunerea dosarelor cu candidaturi, clopotele au început să bată. Iată că Dumnezeu ne iubește, nu doar pe noi, iubește pe români. Și știți care este cel mai prețios dar pe care Dumnezeu l-a făcut oamenilor? Liberul arbitru. Din păcate, acesta este încălcat de om, pentru că le dă mai mari satelor și orașelor, sau cârmuitori, cum bine se spune la Sfânta Liturghie, cârmuitori ai satelor și ai orașelor, care încalcă acest drept pe care Dumnezeu l-a împământenit, l-a lăsat. A zis, ție omule, îți dau dreptul să alegi. Și cu toate acestea, oameni care, haide să nu spune că și-au vândut sufletul, că poate cineva va poate spune, e prea mult. Însă a uitat de scopul inițial, cel legat de faptul că trebuie să fie dedicați oamenilor. Știți, pentru că toți suntem în săptămâna patimilor, într-una din pildele care se vor citi la Sfânta Evanghelie este cea legată de faptul când Mântuitorul Iisus Hristos a spus următorul lucru ucenicilor săi. Cel ce se vrea întâiul să slujească tuturor. Un lucru pe care, din păcate, cei ce au fost întâii, că au fost de la PSD, că au fost de la PNL, au uitat că trebuie să slujească comunităților și deși acele comunități i-au girat cu maximum de încredere. Trebuia să slujească comunităților. Ei nu au făcut-o. Cu toate acestea, Mântuitorul și-a încins ștergarul în jurul brâului și a început să spele picioarele ucenicilor. Iată cum, translatând acest exemplu de la pilda Mântuitorului, noi cei de la AUR ne dorim să slujim celor care pe data de 9 iunie vor avea încredere în noi și ne vor trimite să-i reprezentăm cu demnitate, cu credință, într-o libertate, nu iluzorie, cea care este furnizată acum, și să slujim interesului și cauzei naționale.
Următoarea mea întrebare era legată de faptul că de cele mai multe ori atunci când oameni noi, pentru că în politica hunedoreană sunteți până la urmă o figură nouă, porniți acum la drum așa în forță în această luptă electorală și de cele mai multe ori oamenii se gândesc care i-o fi interesul, de ce își dorește să ajungă primarul Devei, de ce își dorește să ajungă președinte de Consiliul Județean și așa mai departe. Care este interesul dumneavoastră, domnule Ionașcu? Interesul meu este cel la care am făcut referire anterior și anume a sluji interesului cetățeanului. Trecând acum așa oarecum în sfera fotbalului, mi-am dat seama că nu poți să iei hotărâri și decizii dacă nu ești în teren să joci. De pe marginea terenului poți doar să faci recomandări, dar care nu întotdeauna sunt ascultate. Sau pot fi aplicate acolo și nu pe, pot terenul fi aplicate de joc. Pe terenul de joc. Însă, eu mi-am dat seama că dacă voi sta în continuare pe margine, nu pot să emit pretenții în a schimba ceva. Ori, timp de 27 de ani, dat fiind faptul că am avut calitatea de militar, nu am făcut politică pentru că nu mi s-a permis conform. Dar nici nu aveți dreptul, nu aveam să, dreptul faceți să fac lucru. Politică ca și militar pentru foarte mulți. Bine, deci tot ca și militar ai anumite drepturi și libertăți care sunt restricționate și unul dintre aceste drepturi politică. Este apartenența politică. Ulterior, dezgustat de ceea ce se întâmplă, am luat calea exilului. Fiind trecut în rezervă, am plecat. Vă și pare rău că ați făcut acest lucru atunci? Sau a fost poate așa o plecarea mea în țări străine a venit ca urmare a refulării mele vis-a-vis de impotența sistemului. De fapt, așa am simțit atunci să mă răzbun cumva și să plec. Așa cum au fac cu siguranță foarte mulți și foarte au făcut foarte români. Mulți români. Pe parcursul viețuirii mele în Scoția am întâlnit foarte mulți români și cu toții spuneau același lucru. M-aș întoarce mâine acasă. Nu stau pentru bani aici. M-aș întoarce mâine acasă. Dacă ar exista un climat politic sănătos, o predictibilitate legislativă, oamenii ăștia ar veni acasă, ar întoarce acasă. Indiferent câtă performanță ai face dincolo și am întâlnit români de succes, tot venitură ești. Deci nu ești de-al lor. Și noi nu suntem. Noi suntem ai locului ăstuia. Noi suntem, rădăcinile noastre sunt în acest pământ. Asta m-a determinat să vin înapoi acasă în țară și să trec la treabă, să intru atunci în terenul de joc. Atunci ați luat această decizie de a intra serios în politică și în aceste lupte? În prima fază am discutat cu colegii, cu foarte mulți prieteni din diaspora, am avut întâlniri, am discutat cu organizațiile, în cadrul organizațiilor noastre pe care erau la nivelul Regatului Unit și ca o paranteză, așa vă pot spune că deși se putea face o singură organizație pe Regatul Unit, nu, în momentul de față există organizații atât în Scoția, cât și în Țara Galilor, cât și din Irlanda de Nord, cât și în Londra, deci românii se adună la oaltă și se adună în jurul comunităților, se adună foarte mulți oameni de bine și care își doresc să revină la patria mamă. Asta m-a determinat să intru în politică, asta m-a determinat să intru în terenul de joc, asta m-a determinat să-mi pun la dispoziție atât experiența cât și expertiza mea pe care am dobândit-o pe parcursul carierei mele, pentru că deși sunt de formare, sunt militar, sunt absolvent de politehnică, inginer diplomat la bază, ulterior am făcut master în marketing, management și resurse umane, apoi un alt master pe management de top. Am continuat să mă perfecționez, am un master în finanțe, contabilitate, bănci, pe care de consecință am considerat că
este momentul ca să îmi pun întreaga experiență și expertiză la dispoziția cetățenilor și să intru în terenul de joc, așa cum am spus, să facem lucruri bune pentru Deveni. Dar nu intrați singur în acest teren de joc, pentru că aveți o echipă pe care ați conturat-o deja în jurul dumneavoastră, o echipă pe care ați prezentat-o și duminică la depunerea candidaturii și pe care cu siguranță în perioada următoare o să ne-o prezentați mai bine, mai în detaliu și nouă și celor care ne urmăresc, pentru că e important să știe și Deveni cine vine în fața lor, cine este posibil să-i reprezinte la un moment dat și au nevoie de această reprezentativitate până la urmă oamenii. Sunteți mulțumit de echipa pe care ați conturat-o în jurul dumneavoastră? Sunt foarte mulțumit și mă bucur pe această cale că am reușit să adun oameni din domenii diverse, dar atât de necesare unui progres real în ceea ce înseamnă progresul în cadrul administrației din Deva. Când îți aduci alături de tine un consilier care are implementate proiecte de peste 250 de milioane de euro, eu zic că este un plus pentru comunitate. Când aduci un om care a activat în trecut în administrație pe o funcție de viceprimar, îți aduci un om care știe, care cunoaște ceea ce s-a făcut, ceea ce s-ar fi putut face, de ce nu s-a făcut și poate să îmbunătățească aceste lucruri. Când aduci oameni care își doresc binele comunității, după cum bine spuneam, din sfere diferite, din domenii de activitate diferite, însă, la fel cum am precizat, oamenii aceștia au performat, au făcut performanță de-a lungul carierei și au demonstrat atât pe plan personal cât și unităților sau instituțiilor unde și-au derulat activitatea, au demonstrat valoarea și capacitatea lor. Ori am reușit să adun acești oameni lângă mine, am reușit să armonizăm lucrurile și să ne punem, așa cum, după cum vă spuneam, să punem lucrurile cap la cap, să identificăm nevoile reale ale cetățenilor, atât cele pe termen scurt, pentru că oamenii au nevoie să vadă că se vor lua măsuri imediate. În momentul în care nu mai au răbdare să aștepte, au așteptat, da, bineînțeles, au așteptat prea mult timp. Ani de zile au așteptat pentru lucruri minore. În momentul de față, dacă nu ai pe cineva undeva, trebuie să cunoști pe altcineva ca să-ți rezolve problema. Ori lucrurile acestea trebuie să dispară. Trebuie să avem o administrație viabilă, o administrație bună, care în dinamica lucrurilor trebuie să ia deciziile imediate în folosul și interesul cetățeanului. Cum este și firesc până la urmă să se întâmple, cum este firesc ca oamenii să aibă așteptări din ce în ce mai mari și unele dintre ele poate nu sunt lucruri, cum spuneați și dumneavoastră, nu inventăm sau reinventăm roata acum, ci trebuie doar găsită cumva sau găsită formula prin care unele aspecte să fie implementate imediat, pentru că banii în teorie cel puțin există doar și că pot sunt fi făcute gestionați. În perioada următoare ne apropiem și de finalul emisiunii, așa și că cu asta, tragem o concluzie. Da, o să trag o concluzie. În perioada următoare, dragi cetățeni ai municipiului Deva, eu împreună cu consilierii pe care eu vi supun atenției și cu care îmi doresc să aducem un plus de bunăstare vieții dumneavoastră, vom veni în fața dumneavoastră și vă vom prezenta proiectele, nu povești, proiecte efective cu soluții de implementare cu care noi venim în fața dumneavoastră. Nădăjduim să ne girați cu încredere și fie ca decizia dumneavoastră să fie hotărătoare, pentru că până la urma urmei dumneavoastră sunteți cei care hotărâți schimbarea destinului. Ce a fost timp de 35 de ani ați văzut, dumneavoastră sunteți cei care decide schimbarea. Puterea este în mâna dumneavoastră. Tu decizi schimbarea în Deva. Ei vor decide exact ce se va întâmpla din 9 iunie încolo și pentru că suntem într-o perioadă mai relaxată, în teorie cel puțin, o să vă rog să transmiteți și un mesaj Devenilor, da, Hunedorenilor, acum în prag de sărbători. Chiar vroiam să vă cer permisiunea în acest sens. Mă bucur că sunt în emisiunea dumneavoastră și pe această cale doresc să urez tuturor cetățenilor municipiului Deva sărbători
pascale binecuvântate, cu pace și lumină în suflet și fie ca învierea Mântuitorului Iisus Hristos să ne aducă bucuria binemeritată. Sărbători cu pace și lumină în suflete. Doamne ajută! Doamne ajută, așa să fie și să fie acea pace în permanență, dacă s-ar putea, pentru că mereu o spun, dacă s-ar investi măcar jumătate din banii în care se investesc pentru războaie, pentru alte lucruri, dacă s-ar investi pentru pace și pentru bunăstarea oamenilor, cred că am trăit într-o lume mult, mult mai bună și mai ușor de suportat până la urmă pentru fiecare dintre noi. Știți ce se întâmplă? Suntem în preajmă, foarte scurt. Vă rog. Alegerile vor fi în preajma unor sărbători deosebit de importante pentru noi. Și anume, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Cred că și ăsta este unul dintre semnele care ar trebui să le luăm în considerare, faptul că se dorește învierea României așa cum ar trebui să fie ea. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Ne vom revedea cu siguranță în campania electorală, atunci când vă așteptăm să ne prezentați, să le prezentați celor care ne urmăresc concret proiectele pe care le aveți pentru ei, pentru Deva și pentru Hunedoreni. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!